președintele țării, Igor Dodon, va avea o echipă din 8 consilieri prezidențiali. Aceștia au fost prezentați de șeful statului și sunt următorii: Ruslan Flocea, secretarul general al aparatului președintelui, Ion Ceban, consilier pe domeniul politic și purtător de cuvânt, Maxim Lebedinski, consilier pe domeniul juridic și al relațiilor instituționale, reprezentant al președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul, Elena Gorelova, consilier pe domeniul economic, Corneliu Popovici, consilier pe domeniul educației, culturii și cercetării, Ion Perju, consilier pe domeniul agroindustrial și al administrației publice, Vasile Șova, consilier pe domeniul reintegrării și Andrei Neguță, consilier pe domeniul politicii externe. Igor Dodon a mai menționat că va exista și un consilier pentru relații cu diaspora. Partidul Democrat din Moldova va veni cu o inițiativă de reformare a clasei politice, începând de la optimizarea Parlamentului și a Guvernului. În acest sens a opinat noul președinte al formațiunii, Vlad Plahotniuc, care la cel de-al 8-lea congres al PDM a fost ales unanim în calitate de lider al partidului. Plahotniuc a evidențiat în discursul său că există nevoia unui partid al moldovenilor și pentru moldoveni, apostrofând în context poziționările geopolitice insistente și excesive ale partidelor din țară în dauna proiecte concrete pentru oameni. Fostul lider al PDM, Marian Lupu, se va implica în noi proiecte de dezvoltare a partidului. La Urhei a fost inaugurat târgul de Crăciun. Evenimentul a fost marcat prin concerte, colinde, dar și deschiderea patinoarului adus de la Disneyland. Tot în cadrul târgului a fost organizat și un iarmaroc al cadourilor handmade, dar și un târg de caritate Dăruiește un vis, organizat de Asociația Obștească Suflet Generos. În piața Vasile Lupu din Urhei a mai fost instalată o căsuță a faptelor bune, unde sunt comercializate haine purtate de oameni celebri din țara noastră, dar și piese vestimentare create de designeri autohtoni. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a fost desemnat de portalul Tribuna drept cel mai carismatic politician din 2016. Premiul a fost ridicat de către vicepreședintele partidului, Elena Panoș. Aș vrea să vă spun că, pe lângă faptul că e cel mai carismatic, Renato Usatăi are mai multe calități. Este o revelație pentru politica Republicii Moldova, este un fenomen. Este un luptător, unul adevărat. Este un om care ține la valorile și principiile cu care a venit în politică, a mai spus Panoș. În prezent, Renato Usatăi se află la reședința sa de la Moscova. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Euro a scăzut cu 3 bani, valorând 21,11 lei. Dolarul american are mai puțin cu 3 bani și costă 20,20 lei. Cu 2 bani s-a depreciat leul românesc, valorând 4,65 lei. Hrivna ucraineană a cedat un ban și costă 76 de bani, iar rubla rusească a rămas la cotația de 33 de bani. Aniversează Revelionul la Maxim alături de compania Maximum, una dintre cele mai mari rețele de magazine din țară de electrocasnice, anunță o tombolă grandioasă. Pentru compania Maximum și unul dintre cei mai mari parteneri ai acestuia, Samsung, a devenit deja o bună tradiție ca în fiecare an, în ajunul sărbătorilor de iarnă, să ofere cumpărătorilor daruri semnificative. De această dată vor fi puse în joc 5 cuptoare cu microunde, cu acoperire din bioceramică, 10 aspiratoare puternice, 3 mașini de spălat cu încărcare de 6 kg, precum și 3 frigidere Samsung No Frost cu compresor invertor. Iar premiul cel mare va fi un automobil crossover Hyundai. Nimeni nu trebuie să ezite, pentru că șansa de a câștiga există pentru fiecare. Pentru asta, până pe 15 ianuarie, e necesar de a procura electrocasnice de înaltă calitate Samsung, cum ar fi bunăoară, frigider, aspirator, cuptor cu microunde, tehnică incorporabilă sau mașină de spălat. Samsung garantează calitate, iar prețurile sunt mereu din cele mai accesibile. În context cu prilejul sărbătorilor, pentru multe feluri de marfă există acum reduceri și nu uitați că, dacă ați făcut mai multe cumpărături, șansele dumneavoastră de câștig cresc semnificativ, iar acestea se pot regăsi în fiecare cupon de participant. Acesta trebuie completat și lăsat în boxa din sticlă de la caseria magazinului. Mai departe, totul depinde de noroc. Ori anume, norocul îi va alege pe fericiții câștigători. De veridicitatea tombolii s-au convins de-a lungul mai multor ani 10.000 de participanți. De aceea nu aveți decât să cutezați. Este important să nu uitați că premiile vor fi jucate doar între cei prezenți nemijlocit la tombolă. Momentul cheie, loteria și înmânarea premiilor, va avea loc pe 21 ianuarie la ora 12 pe adresa Bulevardul Gagarin 16, magazinul Maximum. Detalii și condițiile tombolii pot fi aflate accesând site-ul www.maximum.md sau de la managerii consultanți.